Porție de cartofi 18 lei. Doai de cap, mă. Porție de cartofi. Dacă vin Boracay, trebuie să fii pregătit și pentru partea asta mai... Salutare, dragilor, și bine m-ați găsit la un nou vlog aici în Boracay. Asta e a patra zi de Boracay. Hai să vă mai arăt împrejurimile astea care ies din tiparul la ceea ce știm noi despre Boracay. Astăzi voi face, uitați, ăsta e un tuk-tuk, astăzi care poți să-l închiriezi pe tot, știi, dacă ești un grup mai mare, poți să-l închiriezi pe tot. Astăzi voi face o vizită către Puka Beach, care se află la o distanță de aproximativ 6 km de aici, din White Station, White Beach, ceva, nici nu știu sincer cum se numește zona, unii zic că e White Beach, zona White Beach. O să iau un tuk-tuk din zona mall-ului. Da, mereu când vorbesc și fac ceva, se aud zgomote de astea pe străduțele astea pe aici. Hai să vă mai arăt ceva din mult iubitul Boracay, ce se află în spatele cortinei, mai bine zis. Boracay-ul pe care nu știai și pe care alții nu vor să vezi. Cam așa sună titlurile vloggerilor noștri. Din păcate, doar noi românii folosim titluri de genul ăsta. Vloggerii cu milioane de urmăritori n-au asemenea titluri, din ce am văzut eu. Așa suntem noi românii. Aici avem plaja Buladog, dar din ce am înțeles de la localnici, bate vântul tot timpul. De aceea vedeți și tipii ăștia care zboară pe sus. Frumos să știi să faci un astfel de sport. Și aici cu I Love Boracay, toată lumea vrea să facă poze. Bineînțeles că vreau să fac și eu poză. Văd o stație de tuk-tuk aici. Posibil să fie ceea ce caut și atunci să merg către Puka Beach, să nu mai fiu nevoie să merg în zona din mall. Ia, stau oamenii ăștia aici de 7-8 minute să facă poze. Să știți că oameni prost crescuți nu sunt numai în România, peste tot sunt. Unii chiar sunt mai nesimțiți decât noi, dar trebuie să accept și asta. Am luat un tuk-tuk, am plătit 250 de pesos, adică vreo 20 de lei. Și am luat pe cel albastru, deoarece e mai ieftin. Cel verde îmi cerea 400, a început de la 500 de fapt. A ajuns la 400, într-un final a zis 300, dar l-am găsit pe tipul ăsta și cu 250. Drumul durează cam un sfert de oră până acolo. Good. Da, zona e mai... pare mai sărăcăcioasă așa, nu? Zona aia care nu vor alții să ți-o arate, dar vă arăt eu. Că eu sunt vorba aceea, miezul din fantă. Vă arăt eu, asta puteți să vedeți pe vlogurile mai multor. Ia uitați ce e acolo. Asta puteți să vedeți pe vlogurile mai multor tipi care au fost pe aici, vloggeri care au fost pe aici. Nu numai la mine. Dar ne place nouă să ne dăm asta. Gata, am coborât. E destul de aglomerat aici, vedeți? Ăsta e capăt de linie, practic. Aici întorc toate tuk-tukurile. Cred că o să mă întorc în zona aceea unde am văzut casele localnicilor care arată destul de rău. Să vedem, să văd, să vedem, sper că formulez bine, cum sunt, cum trăiesc oamenii acolo. Pentru mine e prima oară când văd, când o să văd, mai bine zis. Am ajuns la plajă. Welcome to Puka Beach, Boracay e full.
Nu poți să faci o poză, nu poți să faci nimic. Dar la un moment dat o să fie locul liber să fac și o poză acolo. Hai să vedem cum arată plaja. Uite, avem și aici acea sculptură în nisip. Dar văzusem eu ceva pe Google cu Puka Beach, ceva genul ăsta era. Sau aia de la intrare. Au plecat, ceea ce e foarte bine. Și va trebui să merg în partea aceea. Să văd ce mai e pe acolo. A, culoarea e demențială de frumoasă. Din ce te apropii e și mai frumoasă. Da, arată superb. Superbă e culoarea. Da, hai că plec de aici. Am vrut să mă opresc să fac, să iau un fresh de acolo din partea stângă. Băi, deci 23 de lei un fresh. Băi, voi vă dați seama că sunt prețurile mai mari, că nu știu dacă la noi costă atât un fresh. Și nu știu dacă avem fructele ce le au ei aici. Bă, la 23 de lei în White, la White Beach e 13 lei. Mă, frate, ce exagerat. Mă minunez. Deși n-ar trebui. Probabil că atunci, dacă vii cu excursia, n-a pus să faci nimic aici. Poze, ceva. Uite, o porție de cartofi, 18 lei. Doai de cap, mă. O porție de cartofi. Deci aici sunt ăștia puși pe jepcăreală bine de tot în Puka Beach. Pentru că vin în excursii foarte mulți și de asta. Prețurile mult mai mari decât la White Beach și D-Mall. De aici o să merg în acel sat. O să merg puțin pe jos. Să filmez un pic și pe acolo și cam asta e filmarea pe ziua de azi. Că mai e unul aici. Ia să vedem asta cât vrea pe... Nu scrie, nu văd.
scrie doar sucurile. A, uite aici un... Și e 150, e 13 lei. Acolo la plajă e o... te rupe. Te rupe la plajă acolo. Uite și prețurile aici, o cola 3 lei. Uite, fresh fruit and juice. Prețurile mai mici, 4 lei. Acum am o întrebare, dacă voi vedeți imaginile astea, dacă vi le arată cineva, imaginile din spatele plajei, ați mai veni aici? Sau în general, în insulele astea exotice, în țările exotice, ați mai veni? Pentru că am văzut că și prin Zanzibar, ce e prin spatele plajei pe acolo, te iei cu mâine de cap. Ăsta e microbuzul care hop on, hop off, care vă duce cu un preț mai mic și acolo e stația când o să mă întorc către White Beach, o să aștept aici și eu unul să vedem cât costă, sunt curios cât costă, cât ce diferență de preț avem. Ia uite Boracay baby, come to Boracay. Ia uite ce e în Boracay baby. Deci, practic, aici sunt printre localnici. Ia uite, baby, ce e în Boracay. Săraci oamenii, n-au nicio vină că trăiesc așa. Doar, uite, prețurile astea le-au ridicat foarte sus. Uite, Boracay, baby. Dacă vin Boracay, trebuie să fii pregătit și pentru partea asta mai urâtă. Aia care vin să stea la 5 stele, 4 stele, 10 stele, aia nu vin să plimbe pe aici, să vadă cum trăiesc oamenii ăștia săraci. Cum spuneam, ei n-au nicio vină că trăiesc așa, asta sunt condițiile. De casa asta arată un pic mai bine. Da, asta am văzut când am ieșit din, când am trecut cu autobuzul. Hai că o să vin pe aici, să iau pe aici. Sunteți pregătiți? Hello, hello! How are you? Oh, uite, o găină cu 3 pui. Oh, nu, cu mai mulți pui. Hello! Oh, uite, un câine sărac, e ținut în curte acolo. O pisică stă la umbră. Asta e Boracayul din spatele cortinei, dragilor. Asta e Boracayul. Asta vezi dacă te plimbi pe străzile unde locuiesc localnice. Da, asta e tot pe aici. Mai departe nu se poate merge. Da, iar înăuntru pe jos n-au nimic, au e pământ pe jos. Cum erau ca, ba nu, nu, văd că are gresie pe jos aici. Am văzut într-o casă, doar că nu e nimic. Hello, hello! Uite, un cocoș care e prizonier aici. Ține de picior, sărat. Hello, hello! Da, au venit copiii ăștia să-mi ceară bani. O să le dau, am niște mărunt pe aici, o să le dau lor măruntul ăsta. Wait, 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 I give you.
One for you. One for you. Le-am dat 2 lei în banii noștri de fiecare. Uitați ce se bucură. Asta e bucuria, bă. Mi s-a zbârlit pielea pe mine. Pe cuvânt. Deși nu... N-am făcut vreun mare gest, dar bucuria lor e... Trebuie să ne dea de gândit. Să ne bucurăm de lucruri simple. Deci ce s-au bucurat, nu vine să crede. Mi s-a zbârlit pielea pe mine. Da, a venit și al treilea copil al familiei și am dat și lui 20 de pesos. În casa asta locuiesc copiii. Sincer, aș intra înăuntru, dar... Aș întreba dacă pot să intru, dar... Mi se nu-i jignesc. Deși mama lor a ieșit afară și ne-a mulțumit pentru bani și zâmbea și se bucura. Dar... Nu știu, să întreb, nu știu ce să fac. Am vorbit cu mama celor trei copii și n-a fost de acord să filmez în casă. E de înțeles pe undeva. Și noi, când avem casa deranjată, avem mizerie, nu ne place să primim musafiri. Îi înțeleg, i-am spus că ofer bani, dar nu, n-a vrut. O să merg acum să iau acel bus și mergem la White Beach să fac plajă. Vremea e perfectă pentru plajă. Hai că mi-am un shake, am găsit mai ieftin aici. Sugar. Enough. E nu prea el fresh că pune și zahăr, dar na, hai să vedem. Și costă 13 lei față de 23 cât era în partea cealaltă, e o mică mare diferență. Hai să vedem cum îl faci și cum iese. Gata, m-am dat jos din autobuz. Am plătit 100 de pesos. No, thank you. Adică vreo 8 lei și ceva. Băi, voi vă dați seama ce prețuri am plătit aici. Și în Ho Chi Minh de la aeroport până în centru am plătit un leu. Și am stat de vorbă cu un polonez care e căsătorit cu o localnică. Și mi-a zis că în ultimii ani prețurile au luat o razna și că și el se miră cum de reușesc să trăiesc localnicii cu prețurile astea de aici. Deși pentru ei prețurile sunt mai mici decât cele pe care le plătesc turiștii. O să merg la plajă acum. Cu ocazia asta o să închid și vlogul de azi. Sper că v-a plăcut ceea ce v-am arătat. Dacă v-a plăcut, dați un like. Dacă nu v-a plăcut, dați 2 like-uri. Nu uitați să vă abonați, că nu vă costă nimic. Trebuie să repet și asta cum fac și alții, că unii au impresia că îi costă ceva dacă fac asta. Ne vedem în vlogul următor, tot de aici, din Filipine. V-am pupat! Mua!